Bună, dragii mei, și bine ați revenit la un nou episod de vlog. Voiam să fac acest vlog pentru că știam că urmează să mergem la un meci de fotbal aici la noi în oraș și mă tot gândesc dacă să filmez sau nu. Dacă mă hotărăsc să filmez, o să vă arăt și vouă secvențe de acolo. Și inițial eu voiam să fie vlogul acesta despre altceva, dar am zis totul să le combin. Vreau să vă arăt ce anume mănânc eu timp de 2 zile, pentru că nu are rost să vă filmez o săptămână la rând, numai asta, că și eu m-aș plictisi dacă aș vedea numai asta. Ce anume mănânc eu timp de 2 zile în procesul meu de slăbire. Să știți că nu mănânc cine știe ce minunății, mâncare normală, dar vă arăt orele la care mănânc, masa principală, gustarea și așa mai departe. Și cam atât. Vă las să vedeți voi ce anume se întâmplă în acest episod de vlog. Așa că sper să filmez cât mai multe lucruri care să fie pe placul vostru și să vă placă. Venit la meci, suntem pe stadion. Am aflat cam târziu că joacă, deși am ajuns la fix. Dar ne-am pus cam la soare. Am venit să susținem Slatina. Toată lumea este la meci. Asta te ce cântă ea. Thank you.
Am făcut un smoothie din nectarină, iaurt, câteva cereale fără zahăr și o linguriță de unt de arahide. Asta o să fie masa de la ora 13. Și am adăugat la final și semințe de chia, am uitat să vă zic. Asta este gustarea mea. Nu, o să le mănânc pe toate, dar au luat un castron întreg și o să mănânc și eu câteva. Pe aici venim noi? Încet. Unde merge mami? La Mataiuțe. Ai bani? Tati plătește? Ai și tu bani? Unde ai bani? E spartă, mami. Apă. Aici dai apă. Da, mami, și pe acolo. Cobor cu grijă, da? Cum? Nu mai sunt mami. S-a uscat. E oprită, mami. Uită-te. Dă mami apa. E oprită, da. L-avem și pe bebița aici. Băgat în marsupiu. Am ieșit să ne mai plimbăm. Că i s-a luat și venit în casă. Și oricum afară baie vântul, baie soare. Cât de cât bine. Haide, mami. Ia uite, mami, pui. Îi vezi? Nu pot. Păi nu putem să ne ducem acolo, nu avem voie, mami. Nu pot. Mergem după alții, vrei?
dacă tot am apucat ca copiii să fie cu minți și liniștiți și să am un moment de liniște, aș vrea să fac aici și acum încheierea, pentru că uneori nu apuc să le fac și le fac foarte aiurea. Aș vrea să vă mulțumesc încă o dată că sunteți alături de mine, că mi-urmăriți vlogurile, munca pe care o depun pentru aceste vloguri și să-mi spuneți ce anume vreți să vedeți în continuare, ce anume ați vrea să dezbat aici pe vloguri cu voi și ce vă place vouă, cât de des ați vrea să postez sau cât de rar ați vrea să vedeți anumite lucruri, pentru că de asta sunt aici, să vă arăt ce fac eu în viața de zi cu zi și să-mi spuneți ce anume vă mulțumește și vă nemulțumește la vlogurile mele. Mulțumim încă o dată că sunteți pe canalul meu și că am început să creștem din ce în ce mai frumos.